Ai tu 0, nu minus 0, suntem aici în casă. Granny, am auzit-o că vine. Deci noi suntem pe extrem. Ar trebui eu acum să mă duc să iau antena. Da, m-am luat șurubelnița. Văd că la antenă este o mare problemă. M-a văzut deja, mă. Ho, stai, stai acolo, doamna Greni. Grenuța. Ok, trebuie să mă duc repede sus. Să deschid acolo. Aici ce? Ok, nu este chiar extraordinar de bine. Greni o să vin acolo. Și nu este prea bine. Avem și șorbelnița. Cred că auzi Greni asta. Toată lumea mi-a auzit scârțâind. Da, ia uite-o. Pune o capcană. Mamă. Ce noroc. Ok. Gata. Gata, 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 gata. Nu m-a văzut. Ne ducem sus. Sau... Bă, e greu cu antena. Hop, hop, Granny. Foarte greu cu antena. Fiindcă nu știu cum trebuie să o fentez în așa fel încât să nu te vadă. Și este greu. Relativ este greu. Și în același timp noi ar cam trebui să căutăm și ciocanul. Ciocanul nu știu exact pe unde este. Deci pe aici nu este niciun ciocan. Se află pe undeva pe aici. Ciocanul stă la mie. Ok. Oare aude alea? Ok, nu știu dacă a auzit, dar ne băgăm de sub pat. Ok, avem cleștele. Noi cu cleștele, acum ar trebui să ne ducem la ușă și la garaj. Nu știu unde este Granny. Dar, dacă ar trebui să o fentăm cumva. Bun. Gata, acum o să vină Granny aici. După care trebuie să ieșim și să vedem exact unde se duce Granny, în ce parte se duce Granny. Nimic, niciun ciocan. O să vină aici sus, nu între timp. Cred că a venit. Nu între timp. Ne prindem în capcana. Băi, cum a pus capcana aia, mă? Ok, ok. Păi, hai să facem un fel următor. Mergem pe aici atunci. Că pe aici nu mai scârție nimic, doar aici scârție. Ok, perfect. Granny, sper să nu vină pe aici. Am suficient timp, 100 la mie. Acum. Dacă nu mai scârție pe aici. Ok. Hai, mă. Bă, dar e același cod mereu. Bă. O simt în spatele meu. Uai, cum am scăpat. Bă! Cum mi-a pus, mă, capcana asta aici? Doamne sfinte, mă. Cum a pus capcana asta acolo? O întrebare extrem de bună, Granny. Ok, deci avem pârghia. Deci dacă avem pârghia, înseamnă că ciocanul se află. Nu ne aude Granny, așa-i? Nu ne aude Granny acolo. Deci unele iteme Granny nu le aude. Și nu e chiar extraordinar de bine. Nu, no, da, auzit aici. Ia aude aici. O, mă, gata. Așteptăm să se calmeze. Și după ne ducem la subsol. Cred că s-a calmat. Cred. Nu sunt exact sigur, dar cred că s-a calmat. Ok. Stăm puțin aici.
După care fântâna este în dreapta noastră. Noi cam trebuie să mergem pe crouch până la fântână ca să nu ne mai recunoască sunetul. Ia uite-o. Vai, doamnă Granny. Abia aștept să încep Outlast-ul. Vai, doamne. Și ăla un joc nemaipomenit. Hai că pleacă. O, bine, mă, ce capcană mi-a pus aici, mă. Nu te cred cum mi-a pus capcana aia acolo. Ok, nu prea putem acum să facem nimic cu asta. Antena am pus-o deja acolo. Perfect. Uai, mamă, ce scârție, mă, frate, mă. Ok, acum am cam putea să ne ducem afară și să vedem ce avem. Dar cred că avem ciocanul ăsta la mine. Dacă avem ciocanul, este easy game. Ok. Mă enervează că trebuie să dai toată treaba asta cu mouse-ul. Ok, gata. A, mă, dar ia ciocan. Uite și tu ce enervante. Bun. Perfect. Haide! Haide! Uai! Mamă, bă, bă, frate, jocul ăsta mi se pare ireal. Ia uite-o, ia uite-o cum vine, bă, 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 zici că e fantomă. Ok, gata, a scârțit. Am auzit-o cum am venit acolo. Avem suficient timp să facem asta. Perfect. Să o ademinim aici. După care să vedem pe unde pleacă. Fiindcă asta ne ajută extrem de mult. Ia uite-o. Ați văzut pe unde a venit? Pe subteran a venit. Și pe acolo pleacă. Deci dacă pleacă pe subteran, noi putem acum să facem un felul următor. Să tăiem firul. Perfect. Ok, l-am tăiat. O aud acum pe aici, prin casă. Am auzit-o prin casă pe Granny. Nu știu dacă am timp, dar hai să facem în felul următor prima oară. Gata. Perfect. Vine din nou Granny cu viteza fulgerului. Iar acum trebuie să ne ducem încolo. Ia uite, mă, că nici Granny nu poate să deschidă ușa aici, nebun. Gata. Perfect. Ne ducem repede, punem pedlăcul. Punem pedlăcul. Mamă, mamă, mamă. M-am panicat efectiv și nu am mai știut ce să fac. M-am panicat. Hai că am văzut-o. Dacă am avut bulan. Ok, deci noi mai avem nevoie de cod. O, mă, gata, ho, calmează-te. Calmează-te, trebuie să ne calmăm, o leacă. Trebuie să ne calmăm puțin. A pus o capcană, dar nu-i problem, că noi avem ciocanul aici. Na. N-ai făcut nimic cu capcana asta, ha ha ha. Nemornico.
Deci 2901, ok? Acesta este codul. Trebuie să luăm lebenița. Să tăiem pepenele. Nu este efectiv bine că a luat-o pe acolo. Uite-o, îi văd umbra. Ok. Ok, luăm cheia din save. Și acolo avem master key-ul. Perfect. Master key-ul. Noi mai avem acum nevoie de cod. De cod. Și de extra key. Da. Cine a dus piatra asta? Ok, Granny o să vin aici. Extra key este foarte complicat să-l iei. Ui, pe aici pe sus, sau? Nu știu unde este Granny. Nu știu efectiv unde este Granny. Mă enervează că nu știu unde este Granny. Se aud pași peste tot. Nu înțeleg absolut nimic, frate. Ce mă, nu-i codul ăsta? Bro. Bro. Mamă, ce m-am speriat. Pe bune că nu mai țin minte codul. Se toarce înapoi, nu? Doi 901, exact. Acest cod l-am pus și eu. Nu văd nimic, ești de bun. Ok. Păi s-a dus, mă. Man. Bro. Măcar în risc. Nu știu exact unde este. Am plecat. Am reușit să bag codul. Ok, bro. O să mărim o singură dată, fiindcă trebuie să ne ducem sus. De fapt, prima oară trebuie să ne ducem la garaj. Trebuie să ne ducem la garaj, bro. Să luăm acel cub. Pe bune că nu vine Granny? La sunet? Ia uite-mă. Dacă se duce subteran, este bine. Deci dacă se duce subteran, este extraordinar de bine. Nu se duce, mă. Totuși, hai să facem așa. Dar nu știu dacă a mers. Nu știu dacă a mers. Nu știu dacă a scârțit ceva pe acolo. Ok. Nu a scârțit nimic pe acolo. Ok, este bine.
Luăm acest cup fermecat. Sărim coarda. Și ne ducem. Ne ducem cu acest cup fermecat. Ok. O așteptăm pe grene acum. Fiindcă... Acum e acum. Bine că sunt în a doua zi. Și că nu am murit de multe ori. Ești pe cale să scap și să scap și să scap de acest joc. Dar sper că safe-ul se află acolo. Te deschizi? Ok, perfect. Vine înapoi Granny. Ne ducem direct sus, ne ducem. Fără nicio discuție. Direct sus. Asta este, ne grăbim. Ne grăbim cât putem. Uai. Hai mă, hai mă! Bă, jocul nu vrea să iau cheia aia stupidă. Bă, jocul ăsta... Este ilegal de retardat acolo. Că nu, n-ai cum, frate, acolo ești nebun. La cap, acolo chiar nu ai cum să faci nici. Uite și tu. Bă, uneori are nebuneală jocul ăsta. Și trebuie să recunoască și developerul. E prea riscant aici. Gen, come on. Nu fac niciun sunet. S-au oprit grini. E ilegal jocul dacă vine aici grini. A plecat. Hai mă, uai mă. Perfect. Ok. Ok. Mai trebuie Master Key-ul și-am scăpat. Master Key-ul și-am scăpat. Am văzut cum s-a dus în sus. Bye bye Granny. Victorie pentru mine. Este mă pe extrem. Extremul l-am doborât. Extremul l-am doborât. Este în sfârșit. Eu sunt cel mai bun. Cel mai bun. The end. Ce mai contează, mă? Am trecut, sunt șmecher. Ok, bro. L-am dovedit și pe extrem, și pe hard, și pe medium, pe easy nu are rost să joc. Da, eu sper că v-a plăcut acest videoclip și bineînțeles ne vom revedea data viitoare cu un nou videoclip. Dacă nu ați dat like, să sperăm că ați dat like, fiindcă m-am chinuit ceva timp până am reușit. Eu am fost Ionuț și bineînțeles ne revedem data viitoare. Bye bye!